Bună ziua, bună ziua tuturor! Bine v-am regăsit din nou pe canalul meu Luminița Tarot! Bine ați venit pe canalul meu! Mă bucur să vă revăd! Sper că sunteți bine cu căldurile acestea foarte mari și cu țânțari pe aici, că eu am țânțari, am lăsat geamul deschis pentru că nu se mai poate respira, există o umiditate incredibilă și stai pe loc și transpiri, așa, pur și simplu, zici că ești în saună. Așa că dacă mă veți auzi că veți auzi palmele, știți că mă lupt cu un țânțar aici care tot îmi vine la urechi, să spunem așa. Dragii mei, voi face oroscopul pentru săptămâna viitoare cu tarotul. Tarotul transparent, că știu că unii dintre voi îl adorați. Și cu oracolul astrologic, cu oracolul biologic, să spunem așa, în ce privește ierburile, natura și cu, la sfârșit, cu un mesaj din partea îngerilor pentru sufletul dumneavoastră. Haideți să începem pentru Zodia Pervec, ascendent în Zodia Pervec. Haideți să vedem pentru următoarea săptămână, din 25 până 1 septembrie, mă scuzați, că mergem înainte, nu înapoi. Haideți să vedem ce se va întâmpla pentru toți abonații mei, pentru toți cei drăguți născuți în Zodia Berbec, ascendent în Zodia Berbec, eu vă ador, îmi sunteți simpatici și mă înțeleg extraordinar de bine cu cei născuți în Zodia Berbec. Haideți să vedem, dragii mei, eu fiind o zodie de aer, bineînțeles că mă înțeleg cu zodiile de foc. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți din Zodia Berbec, ce se va întâmpla în următoarea săptămână, da? În viitor apropiat, pentru dumneavoastră, ce surprize, ce evenimente. Ok, haideți să vedem ce vă așteaptă. Da, foarte frumoase cărți, adică până în momentul de față. Aici eu văd că așa, primul card îmi spune de forță. Aveți nevoie de forță, aveți nevoie de curaj și aveți nevoie să vă ocupați de propria persoană, să fiți mai buni cu voi, mai dulci, mai iubitori, să fiți mai atenți cu sufletul dumneavoastră, da? Cu propria persoană. Pentru că văd aici că vă simțiți un pic vulnerabil, văd că vă simțiți un pic neajutorați sau pentru că aveți provocări și sfide în viața dumneavoastră și vi se spune să aveți mai multă grijă de propria persoană, să fiți mai buni cu voi înșivă, să nu vă mai supărați pentru că acest lucru, bineînțeles, nu e ușor, da? Dacă sunteți provocați, nu e ușor să nu vă supărați, știu lucrul ăsta, dar e nevoie să vă protejați mai bine. Să aveți mai multă grijă de voi și să vă iubiți mai mult, să spuneți, să vă retrageți sau să încercați să nu vă mai enervați, pentru că e posibil să fiți să fiți un pic la maxim în ce privește sistemul nervos, pentru că ați trecut ultimul an sau ultimele luni din acest an, ați trecut prin multe provocări, sfide, stres chiar, da? Încercări, schimbări. Și cam v-a atins, să spunem așa, sufletul. Deci vi se cere să dați mai multă atenție sufletului dumneavoastră. Aici văd un nou început. Văd că vă veți da seama cât de special sunteți dumneavoastră și cât atenție trebuie să dați sufletului dumneavoastră de acum înainte. Vă veți da seama de acest lucru. Și văd un nou început pentru dumneavoastră și poate Zodia Leu are un rol important în viața noastră. Regele de bețe, dumneavoastră sunteți acea persoană cu inovație, doriți, nu știu, vă gândiți la un plan, la un proiect în ce privește viitorul dumneavoastră, doriți să o luați de la început, adică să dați trecutul la spate, doriți, vă văd la drum și faceți foarte multe drumuri și doriți să vă luați puterea mâinile dumneavoastră în ce privește viitorul propriu dumneavoastră destin. Și văd că veți fi inspirat să faceți acest lucru. Și văd că vă place, bineînțeles, să fiți în centrul atenției și să vi se ofere atenție, să vi se ofere iubire.
Haideți să vedem. Da, vă văd pe la drumuri. Faceți drumuri foarte multe. Văd că familia de origine sau familia dumneavoastră are un rol important în viața dumneavoastră. Poate unii dintre voi aveți numărul de destin 4 sau sunteți foarte atacați, nu. În română, atacați înseamnă că sunteți atacați. Nu. Sunteți foarte, cum să zic eu, vă iubiți foarte mult familia de origine. E primordial pentru dumneavoastră familia de origine, originile dumneavoastră, familia chiar, chiar și familia care încercați acum să o construiți sau deja o aveți. Văd că veți aduce un echilibru în viața dumneavoastră și veți hotărâ să plecați la drum și veți menține în echilibru frâile acest drum și văd că veți avea victorie, veți avea parte de succes, de reușită și veți face tot ce vă stă în putință pentru a avea parte de victorie. Văd că va trebui să luați o hotărâre între două mașini sau între două strade, două joburi. Veți încerca să sunteți la o răscruce de drumuri și cred că veți lua hotărârea să mergeți, să lăsați trecutul în urmă și să mergeți mai departe. Ia uitați ce frumos! Forță! Veți zbura, să spunem așa. Veți zbura, adică văd că prindeți aripi de bucurie, vă veți deschide brațele, un nou început, vă eliberați de acel trecut și văd că veți face un echilibru, vă veți echilibra și văd că veți zâmbi în interiorul dumneavoastră. Veți avea forța necesară să luați decizii, să plecați la drumuri, să încheiați contracte, să semnați documente, să luați hotărâri în ce vă privește. Bineînțeles că sunt și sfide, dar vi se spune să aveți încredere în propria persoană, să nu renunțați la principiile și valorile dumneavoastră și veți reuși să treceți peste obstacole cu încredere, da? Dar văd că sunteți mai puternici decât ceilalți, dar vedeți cum vin aceste bețe din afară, vor încerca să vă atace, dar nu vor reuși. Important că dumneavoastră, dar văd și că sunteți hotărâți să luptați pentru ceea ce vă doriți și foarte bine faceți. Doi de bețe, colaborare, văd că parteneriate cu persoana iubită, văd că aveți o persoană care veți colabora și veți ajunge la succes, la triumf și va trebui să faceți o alegere împreună cu persoana iubită. Da, și văd pasiune între dumneavoastră și o anumită persoană. Regina de spade, o femeie cu care intrați în contact, o femeie foarte directă, dar este o femeie sinceră. O femeie independentă, poate cu o văduvă veți intra în contact, o femeie din trecutul dumneavoastră, care are un simț omului dezvoltat, brunețică, cu părul lung, cum vedeți și dumneavoastră, o femeie creativă care vă poate ajuta. Cu ea veți colabora și veți comunica, bineînțeles. Regina de bețe, o femeie în semn de foc, berbec, leu, săgetător ca dumneavoastră, sau poate veți fi dumneavoastră această femeie, văd o comunicare și o colaborare. Cred că veți merge pe la instituții de stat sau veți intra în legătură cu femei care lucrează într-o instituție de stat și veți lua hotărâri împreună cu această femeie, dar văd și că există iubire între dumneavoastră și această persoană sau afecțiune, da? Regele de monede, un bărbat în semn de pământ, aur, fecioară, capricorn, brunețel cu tenul măsliniu cu care veți intra în contact, cu care veți negocia, vă va oferi o sumă de bani sau o mână de ajutor sau un sfat. Văd că veți plăti ceva sau veți cumpăra ceva. Poate pentru acest bărbat lucrați dumneavoastră și vă va oferi o sumă de bani sau un sfat în ajutor. Și optul de cupe. Văd că vă urcați așa spre cupa aceasta, o să răsară soarele. Suntem în 23. Cred că mai aveți, nu știu, 8 zile și văd că veți avea o schimbare în viața dumneavoastră, veți lua decizii mari în ce vă privește viitorul, în ce vă privește personal și veți face o schimbare, o veți face bagajul, veți da la spate trecutul și veți încercați să luați această cupă. Unii dintre voi văd familia de origine sau, nu știu, văd că va ieși soarele pe strada noastră și vă va oferi o cupă a iubirii, a păcii, un nou început emotiv care vă va face plăcere, să spunem așa. Dar doriți mai multă profunzime în viața noastră, doriți mai mult soare, doriți mai multă căldură. Știți că undeva acolo afară vă poate oferi mai mult decât aveți în momentul prezent. Haideți să vedem oracolul astrologic.
pentru dumneavoastră pentru săptămâna viitoare. Haideți să vedem. Casa 8-a, Scorpion, are un rol important în viața dumneavoastră. Veți lua legătura cu această persoană sau există foarte mult mister în dorințele dumneavoastră, în viitorul dumneavoastră sau dumneavoastră veți fi mai misterios, mai secretos și faceți acest lucru. Și văd că veți avea parte de o transformare. Nu începuturi, din nou 46-11, nu începuturi pentru dumneavoastră, să știți, casa 8-a. Nu începuturi în ce privesc contractele sau relațiile de iubire. Și văd că vă veți avea parte de o alianță cu o persoană de la depărtare, mesaje, comunicări. Văd și că veți face drumul, vă veți lua zborul. Poate veți pleca undeva la îndepărtare, peste hotare chiar și cifra 51-6 poate are un rol important în viața noastră. Și văd că veți face o alianță cu o persoană născută într-o zi de 8, 4, vârsta de 46 de ani sau 11, aceste cifre poate însemna ceva pentru dumneavoastră. Și văd că vă veți alia cu această persoană sau veți colabora cu această persoană și veți avea parte de reușite, veți comunica contracte, parteneriate. Haideți să vedem și ce vă spune. Oh, câte au ieșit. Văd că unii dintre voi fumează. Văd că veți oferi ceva. Vi se va oferi ceva. Veți oferi altor persoane cadouri, iubire. Veți oferi atenție. Veți oferi prezența dumneavoastră. Wow! Văd aici cineva care poate își dorește un copil. Văd că doriți, mergeți spre viitorul și vă doriți un nou început. Aveți un proiect după dumneavoastră sau vă luați bagajele și plecați, să spunem așa. Și văd că vă doriți să vă construiți o familie sau vă întoarceți la familia de origine. Și văd că veți lua o decizie în ce privește propriul dumneavoastră destin, să prindeți rădăcini, să văd că veți lua decizii în ce privește documentele, în ce privește contractele, în ce privește proiectele. Veți fi mai hotărâți ca niciodată să treceți peste obstacole. Unii dintre voi doriți să începeți să studiați un proiect nou sau să studiați, să mergeți chiar să începeți să studiați la universitate sau la liceu sau, nu știu, un nou curs profesional. Văd foarte multă claritate în mentalul dumneavoastră în ceea ce vă privește și văd că veți trece peste obstacole, veți fi mai decis ca niciodată de a trece peste obstacole în ceea ce vă privește următoarea săptămână. Haideți să vedem ce vă transmite îngerul pentru voi, dragii mei, berbeci. Ce vă transmite un... Am uitat la ceas, era 13:13, o transformare pentru dumneavoastră. Aveți o dorință, dar nu este momentul să vă schimbați viața acum sau nu este momentul să luați o decizie în ce privește viața noastră. Adică ți se spune că condițiile nu sunt favorabile, foarte bune în acest moment, așa că așteaptă și reconsideră alte posibilități, cere îngerilor să te ajute, să te ghideze și să te conforteze. Da, tu ai gânduri de viitor sau te încăpățânezi să faci ceva acum, îți dorești foarte mult, ai dorințe, dar te grăbești, ești impulsiv, nu mai ai răbdare pentru că te-ai săturat și nu mai vrei să... Vrei să-ți schimbi viața, vrei să lași propriul trecutul în urmă, dar nu este momentul oportun, nu acum. Zice că condițiile nu sunt bune în acest moment. Ți se cere să ai răbdare, să mai aștepți sau să consideri alte posibilități care îți vor veni în cale sau să ceri îngerilor să te ajute, să te ghideze și să-ți ofere confortul de care tu ai nevoie. Deci mai e un pic de așteptat și vei vedea că îți vei lua zborul, dar... Da, treci printr-o suferință într-adevăr, e ca și cum parcă te-a secat de energie, dar uite că mai puțin și va veni și acel moment pentru tine, dar nu acum. Da, în viitor apropiat va veni, cred că pe luna viitoare.
Dragii mei, dragii mei, vă îmbrățișez cu drag, vă doresc o săptămână minunată, binecuvântată, vă iubesc, Dumnezeu să vă binecuvânteze pașii. La revedere! Dacă v-a plăcut, înscrieți-vă la canalul meu pentru etalările viitoare. V-am pupat! Sănătate, numai bine! Doamne ajută!